Vreau să vă spun că am câteva nemulțumiri. Eu de meserie sunt inginer și la vârsta de 52 de ani destul de bine trecut prin viață. Sunt foarte supărat pentru faptul că, nu știu, unii oameni, pe cei care fac legile, mă rog, și pe juriștii noștri, chiar spuneam la un moment dat și sper să fie o licența mea, chiar la vârsta asta, că pentru noi ne trebuia Constituția făcută cu poze, ca abecedariul pentru clasa 1. Vă dau cuvântul meu de onoare, mie îmi place mult matematica, fizica și științele exacte. În viața mea nu mi-am putut da seama de ce, Doamne, le facem atât de interpretabile. Pot să fac o reală artă pe legile României. Și în contextul ăsta să trec spre ceea ce vreau să vă spun. Sincer vă spun, da, mie mi se pare logic. Nu toată ziua să facem referendumuri și un om ales. Mă gândesc că și eu sunt ales uninominal și mi-ar conveni ca un grup de cetățeni să facă un referendum tot la 3 luni să facă să dăm jos primarul. Și atunci primarul ales cu număr de voturi ar trebui să-l poți da jos cu număr echivalent de voturi. Dar există cealaltă parte. Și atunci există această logică, jumătate plus unul din electori, dar am pun problema. Cei care vor să voteze la acest referendum nu, au două variante. Să vină să voteze nu, sau să nu vină deloc și iese tot nu. Cel care vrea să voteze da are numai varianta de a veni și a vota da. Nu este corect și el îi dăm, să vă fie foarte clar. Eu am prins și vremurile Ceaușescu, aveam 31 de ani la Revoluție, și să știți că ne duceam și noi la vot. Prima dată când am votat eram foarte entuziasmat, eram în București, pe care mi-am dat seama că este apă de ploaie și vă dau cuvântul meu de onoare că și pe vremea lui Ceaușescu lumea nu se ducea la vot. Deci era vot obligatoriu și o pățeai. Riscai să nu-ți dea butelie, să nu-ți poți încărca butelia, să n-ai rația la zahăr și așa mai departe. Vota altul numele tău și acolo era 99% pentru că nu, mai erau unii prin, dar se duceau urmele și prin spitale și așa mai departe. Și acum să revin. Păi, cei care vor să spună nu, deci votul nu este egal. Cel care vrea să spună nu, vine și spune nu, sau nu vine deloc, dar este și cel care, pe care nu-l interesează deloc și este varianta de nu în cazul ăsta.